Doamne, a scăldat-o de-a nebunit-o. Deci Dragnea ne spune cu mecla aia preocupată că acum un an, dacă era întrebat de Cotroceni, zicea nu. Dar acum se gândește foarte serios, domne, pentru că trebuie să apere epoca de aur pe care a produs-o PSD. Și a zis că duminică, după alegeri, va face anunțul. Cuvintele lui: v-ați hotărât dacă veți candida sau nu la prezidențiale în toamnă? După alegeri. Chiar duminică seara o să anunțăm. Domnul Matale, ai zis, duminică seara anunțăm. Iar acum vine Dragnea și ne spune: a, nu mă, cine eu? N-am zis, domne, că anunțăm candidatul. O să anunțăm ceva. Pe bune, iar ne iei peste picior, mă, nene. La faze de genul ăsta, uimitor e că Dragnea te face nebun pe tine, cel care îi pune în față cuvintele lui. Matale, ai zis, bre, că PSD duminică anunță candidatul. Și acum apari ca o floricică mustăcioasă și zici: vai, da, ți-i nebunit, eu n-am zis așa ceva. Dă-ți cu apă rece pe față, ți-a luat minciuna mințile, bre. Vă face un anunț foarte spectaculos pentru unii, dar așteptat pentru foarte multă lume. Imediat după ce se vor închide urmele, în momentul în care avem și exit poll-urile și știm exact cam cum stăm, mă face declarații de la sediul partidului, să avem de fapt două anunțuri de făcut foarte importante. Ia uite-l și pe cap de plod ăsta. Stai, mă, că de fapt sunt două anunțuri, dintre care unul foarte spectaculos. Că nu vă așteptați la ceva spectaculos duminică seara? Mamă, de la campanie sunt, așa vă spun, săracii de ei. Le cade procentul ca migu. Iar duminică, puf, eu zic așa, indiferent de rezultat, mergeți o săptămână la băi, mă, sunteți afectați grav. Stresul, incultura, minciuna au rost din voi cum a rost PSD-ul din bugetul statului. Pe cap de plod nu poți să-l bagi în seamă, dar vă dați seama, lui Dragnea i-au dat peste bot cei din partid. A venit Oprișan ceva de genul: ce ai zis, boss? Ce ai zis că anunți ce? A, nu, nimic, domnul, ce? Mâncam și eu rahat în fața jurnaliștilor, dar nu anunț nimic. Anunț așa cât e ceasul, cursul valutar, chestii de-astea. Nimic spectaculos. Și zbang una pe sub masă, mufa lui Codrin, că nu știe să-și țină gura. Prezidențiabilul trebuie stabilit de Congres. Orice altă abordare ar face mult rău PSD. Opa! Ce-ai făcut, Nea Livache? Mie că faci Congres ca să fii candidat și la final te trezești dat afară din partid. Se mai întâmplă, să știi. Lasă, e bine că poporul te iubește, Nea Livache. Orice s-ar întâmpla, orice ar spune unii și alții, inclusiv judecătorii, tu știi că poporul e lângă tine ca un câine credincios. Infractorule, ți-au mai rămas 7 zile! Ia-uzi, domne, ia-uzi, mai ai 7 zile! Se bucură oamenii că o să candidezi, Nea Livache, da? Eu cred că la asta se referă, nu? Iar aia cu infractorule, e așa, domne, cum se alintă oamenii în popor. Hoțo mare! Sau, băi, banditule, băi, banditule, m-ai fentat? Ela Matale e cu, băi, infractorule, a? Deci una peste alta, nu mai e un anunț duminică seara, sunt două. E ceva spectaculos, dar nu e nimic spectaculos. Și se anunță candidatul PSD pentru Cotroceni, în sensul că nu se poate anunța asta. Foarte inteligent, Nea Livache. După ploi, tornade și inundații, ceața asta pesedistă ne mai trebuia. Mă rog, e de înțeles până la urmă. Omul este disperat, vede cum îi fuge partidul din ghiare. Nu mai zic de ce ar putea să vadă luni cu sentința aia. Dumneavoastră o să mergeți cu noi. Și voi. De ce? Da, da, și voi. Noi? Unde? Pentru ce? Știți voi de ce.